Deci ați ales 3 și nu 4, nu 5. Noi am gândit topul pe care îl publică e clasamentul și să mai discutăm încă două clasamente. Cel privind oamenii săptămânii și primele 3 evenimente, personalități, articole din presă. Intră să vezi podcastul 3x3 cu Ion Cristoiu. Și cred că autoritatea mea de un făcător de gazete poate să iasă interesant. În fiecare joi de la ora 21 și 15, doar pe canalul de YouTube al postului Canal 33,